Și ai dovezi că Dodon cu Chicu sunt implicați în privatizarea frauduloasă a hotelului celuia? Da, dacă... Care hotel ai zis că e? Hotelul Chișinău. Asta care de lângă Academie de Știință? Da, da, de lângă Academie de Știință. Așa, lângă Academie de Știință. Ei s-au, primul, cine a privatizat, s-a angajat că până în 2000. Până în 2000 trebuia să investească el și hotel cu 5 stele. Asta la începutul anilor 90, peste da. 8-9 ani, da? Da? Da. Nu, nu, mai degrabă acolo. Așa. Așa, în 2000 el trebuie să fie hotel cu 5, de 5 stele, care, vedeți, și acum nu mai este nimic, cum a fost, așa și este, și nici nu acționează așa cum este, nu mai știu, acționează aleac sau nu aleac. Așa, noi fiind prin judecată, am strâns multe documente, ne-am adresat și într-un loc și într-altul, la curtea de conturi am adresat. Și iată, este un document la mine acum, monitorul oficial de la 3 septembrie 2010, unde se spune că comisia de concurs a acordat, acceptat la 23.06.2006 transmiterea drepturilor și obligațiunilor aferente contractului de vânzare-cumpărare a proprietății statului, hotelul Chișinău, companiei Tower Group, SRL, care deja înstrăinase acest imobil. Vă gândesc, oameni buni. Deci așa... statul e încredințat la o companie gestionarea da. Unei structuri de stat care pe care deja o vânduse. Da. Da. Tower Group, nelegitim, a cumpărat imobilul și Dodon cu comisia lui nu a influențat. Tower Group a vândut fără știrea comisiei de concurs a lui Dodon și a lui Chicu și comisia îi permite lui Tower Group să gestioneze după 6 luni de când el a vândut. Este deci e clară complicitate și nu cred că comisia sau Dodon sau Chicu nu știau de chestia asta. Cum nu știau, înțelegi? Cum nu știau? Ei erau dători, ăsta era lucrul lor. Dacă nu știat înseamnă că sunt incompetenți, dacă o știut înseamnă că sunt complici. Complici, desigur că da. Este o prostie. Deci asta se întâmpla în 2006, că Curtea de Conturi a constatat în 2010. Da, 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 da. A fost în 2006, dar nu și mă uit la... Asta ea. Contractul. Ai contractul tot din dosar, că mă ta ești parte în dosar și ai acces la documente toate. Am contractul al Tower Group și atunci, iacă, contractul la 12.01.2006. Contractul la 12.01.2006. Da, ianuarie, după... Când comisia asta lucra, Crăciun. Lucra, înseamnă că trebuie să fie un reprezentant acolo. Nu puteți să nu fie reprezentant, care își bate joc. O bătaie de joc pentru toți oamenii noștri. Ne-au prostit și ne protest. La 23 iunie 2006, procesul verbal s-a făcut. Da, mai puțin de jumătate de an, peste 5 luni și o săptămână. Jumătate de an și cred că era acolo. Și ei transmit la Tower Group. Îi transmit în gestiune proprietatea hotelului, cel pe care ei deja îl vândusă. Care el îl vândusă jumătate de an. A acceptat, ați văzut, 23 iunie 2006 și aici comisia a decis, Dodon și Chicu a decis, a acceptat transmiterea drepturilor și obligațiunilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni ale statului în hotelul Chișinău, companiei Tower Group. A admis și transmite la Tower Group. Dar în contract scrie că în ianuarie de-am era vândut hotelul și ala pe care ei abia în iunie l-au transmis în gestiune. Da, da, da. Este idiotism. Și arată unde semnăturile sau numele lui Dodon și Chicu ca să mă conving că nu inventez. În dosar noi vorbim numai despre Dodon. Că nu știem că comisia asta și... Și Chicu nu avea nicio funcție atunci. Acum, da, nu știm ce era. Acum când mai uităm mai bine, în comisie era și Ion Chicu, dacă vedeți. Președinte Igor Dodon, membru comisiei Ion Chicu. Adică ei au experiența asta
Comisia a decis să înceapă, să permită investiții în 2005, să reexamineze independența. Aici sunt mai multe, alte chestiuni. Noi am aici vorbit numai aici de carton, acel de la Sângera, nu? Mai multe chestiuni. Noi vorbim de hotelul Chișinău. Am înțeles. De hotelul Chișinău. Și acolo v-am citit că nu... Dar este la ce nume? Poate tot cunoscut cineva. Nu știu. Kozlovski, da. Cebotarian, atunci în comisie era Mocanu, Elena și Anatol Spivacenko. Dorina Cebotarar, Chicu, Elena Mocanu și Anatol Spivacenko. Oamenii ăștia cred că tot dețin niște funcții ceva dacă au participat. Aici numai s-a abținut, ia că aici este, s-a votat pro 5 contra Elena Mocanu. Contra Elena Mocanu. Și nu știu, nu s-a înțeles la preț sau poate chiar era principială. Nu știu. Dar și zici că asta au constatat-o și Curtea de Conturi în 2010, și de ce nu s-a început dosar penal pe chestia asta? Nu s-a început, că în țară este mizerie și eu vorbesc despre o mizerie mică pentru mine acum comparativ cu mizeria mare, fiindcă în opinia mea așa contracte au fost sute. Am urmă, vă arăt alt hotel, hotelul Moldova, care se numea atunci Palace, nu știu de ce, și în care este semnătura lui Alexandru Stoianoglu, era atunci adjunct a procurorului general. Și ar fi bine, sigur, că dacă măcar chestia asta ar putea domnul să o arăte undeva, să arăte, să vadă că eu nu minciunesc, înseamnă că s-a vândut hotelul Moldova cu 1.300.000 de lei și obligațiunea ca să investească 5 milioane de dolari. Tot așa nelegitim. Așa, același om a fost și la hotelul Chișinău și la hotelul Moldova, Valeriu Moraru. Valeriu Moraru vinde, iar contra contractului, nu știu cum a scos acolo, în contract acolo scrie că n-avea drept să vinde cu 2 milioane. E de la 1.300.000, nu e mare lucru, 2 milioane. Cu 2 milioane îl vinde, ca peste 10 zile, cel ce a cumpărat Norman Trade LLC din SUA, tipurile erau tot de-a noștrea reprezentanții, Tatiana Ceh, careva, peste 10 zile îl vând la alte companii, tot din SUA, cu 12.837.000. Crește ca pe drojdie prețul. Da, ca peste 9 zile, acei lanți iar să-l vândă la Ruskin Trading LLC, Ruskin Trading LLC, cu 13.783.715 lei. Tot chestia asta... Ca să pierde urma sau de ce face eu așa tranzacții. Da, aici domnul Stoianoglu scrie că ei în așa mod n-au plătit impozit ceva acolo de 2 milioane, dar afară de asta că impozit n-au plătit de 2 milioane, noi vedem că din 1.300.000, în timp de 20 de zile aici undeva, a crescut la 13 milioane, aproape 14 milioane. Adică, deci prețul de piață era mare, dar statul vindea cu... Adică dodonii noștri, o zecime din preț. Noștri l-au vândut cu 1.300.000, dar el costa la piață 13 milioane. Dar de unde ai așa document? Că e despre alt hotel, nu e despre hotelul la care avem atracțiuni. Eu acum nu știu, că nu țin minte, dar au fost în dosarul ăsta și este semnătura lui Stoianoglu și poftim care vrea să caute. Căutăm și găsim, că nu, aici nu poate. Și interesant, dacă Stoianoglu, ce era el atunci, vice-șef al Procuraturii Generale, o scris asta, înseamnă că există undeva un dosar penal, de ce nu stă nimeni închis pentru așa ceva? Desigur că da. A scris cuiva, a dat răspuns oficial, oficial, semnat de dânsul, executor, pârlii, telefon este aici, tot cele. Eu îi transmit, nu știu, transmit lui Oleg, dacă vreți să mai... Da, pot să-l fotografiez și transmit oricui, dacă se interesează, eu știu, deputat, jurnaliști de investigații, procurori, dacă se interesează, pot să-l transmit documentele astea de la Mata sau pe Mata te găsesc, că ești mai des în Chișinău. Mai în scurt, despre asta am vrut să spun, despre mizeria care a fost și este și în care un rol destul de mare sau cum, îl are Dodon și Cuticu.
dacă despre asta... L-au avut întotdeauna și l-au și acum. Acum unul e prim-ministru și altul e președinte. Eu care nu sunt nimeni, eu am 80 de ani și când mă uit și văd despre contractul cu cesionarea aeroportului, păi ce contract ați făcut voi că iar cineva îl vinde, cineva îl cumpără, înțelegi, și nu știu ce. Ai făcut contract, gata, cu acela trebuie să-l termini, înțelegi, acolo. Asta cum ai dat casa în arendă, înțelegi, și arendașul ți-o vinde, o revinde altuia, înțelegi, și așa mai departe. Este o prostie care e greu de înțeles omului care puțin gândește, nu poate să înțeleagă cum oamenii ăștia, cum poți să-i numească oameni, înțelegi, care fac așa lucruri. Da. Mai scurt, asta și eu am multe de spus, dar da, am scris așa că dau citire, am citit despre contractul cu Moldova. Aș vrea să mai spun puțin și despre Hotelul Moldova. Hotelul Moldova, de-am nu mai am și spun acolo. Da, dar ai zis contractul cu Moldova, să nu creadă lumea că era contract interstatal, dar era vorba de contractul de vânzare a Hotelului Moldova. A, nu, contract interstatal, eu am vorbit despre acordul cu Rusia. Da, da, la început ai vorbit despre altceva, acum să nu apară confuzie, da. Nu, așa, asta e una, așa e alta. Mai scurt, cum s-a gestionat atunci, cum se gestionează acum, așa e, și e mizerie, mizerie și atât oameni buni, mizerie. Și mizerie este, ne duc și mai departe și vreau încă să-i votăm mai, acum mai departe. Aș vrea să spun vă câteva cuvinte despre culiocul lui Dodon. Așa, iar așa, oameni buni care ascultă, care se uită, care vede, cum poate să spui Dodon că el nu a făcut, nu, de fapt el, Dodon a recunoscut că da, el a fost. Păi dacă ai fost, de ce te duci cu Crasnăsel și iei reporterul din urmă și te filmează? De ce nu ai adus acolo omul care să te filmeze, să vadă cum voi faceți acolo ea chestiunea aceea de discuții despre treburile statului? Dacă tu ai... Negocierile cu Plahotniuc sau cu Crasnăsel? Nu, cu Plahotniuc. Dacă ai spus că vrei să te duci la ambasada Rusia, acolo, știi, să semneze un contract secret. Păi și este greu de făcut o expertiză. Eu dacă vorbesc acum, poate cineva să spui că eu altceva am spus, dacă faci expertiza, se vede de la o poștă. De la o poștă se înțelege că ce am spus eu. Așa și dumnealui. A spus că se duce la ambasada Rusiei să semneze un dosar secret. Acum eu mă adresez la diplomații noștri moldoveni, la deputați, a se interpelat, a se adresat la ambasadorul Rusiei. El se spune el, a fost așa ceva sau n-a fost? Și document secret a vrut să semnez cu Dodon sau cu Putin. El încredințează acolo pe Plahotniuc că el s-a vorbit cu Putin și poate să duc ei la Moscova acolo și așa. Poate să apeleze și la Putin, domnul Putin, înțelegi? Păi omul ăsta vă duce pe voi de rip, înțelegi, vă face ca să nu mai stimăm pe voi. Voi cu ce vă ocupați voi? Așa, președintele Federației Rusie și ambasadorul Federației Rusie, cu ce vă ocupați voi? Și lucrul ăsta rămâne pe loc, rămâne neschimbat. Și de aceea spun că este mizerie, și mizerie. Da, mizerie este când domnul Dodon iese și spune că nu trebuie noi teste să facem. Cum ne, domnule, ai hotărât acolo când Organizația Mondială a Sănătății spune teste, tu îți iei sarcina asta sau numai hotărârea asta să spui că nu trebuie teste. Dacă nu trebuie teste, ia că la ce am ajuns acum. Și făcut teste atunci și fost organizat cum se cade, păi nu ajungem la chestia asta. Asta e ca moartea multor persoane, așa, a depins și depinde de lucrul tău, de vorba ta, de unde ai făcut prostia asta care ai făcut-o. Și cere scuze măcar. Noi n-am auzit odată la un funcționar înalt așa,
ca să vorbească omenește, să știe să cere scuze. Nici unul nu cere scuze. Obraznicul Chicu, acum nu de mult deja, a vorbit undeva despre acordul ăla cu Rusia și spune că, păi, legea aceea care el s-a condus cu Dodon este prioritară, superioară. Păi cum, domnule Chicu, așa, peste atâta timp, după și fortuna a trecut, tu spui că așa e legea mai prioritară. Păi cum așa îi faci proști pe toți așa care au fost la Curtea Constituțională, ministrul justiției, avocatul Bolea, mulți alți acolo, judecătorii Curții Constituționale, care nu știu că acea lege este prioritară. Tu ai venit acum să spui, dar ai o lecuță de obraz, domnule Chicu, lecuță de obraz, înțelegi, să ai, că te ascult oamenii, înțelegi, acolo. Ai spus-o și gata, parcă te-ai spălat de ceva, că tu ești bun, înțelegi, că tu ești corect, așa mai departe. Și mizerie, eu nu pot să spun, înțelegi, încă o dată, că eu spun numai despre mizerie un pic, înțelegi, dar mizeria e mare în toată țara asta. Așa, fenomenul filat. Fenomenul filat, vreau să spun, mizerie. Păi, filat, băi, filat a spus la toată lumea că în țara noastră e mizerie. Și el când a să vorbească, înțelegi, a să discute și toți au să ducă la Dubala și care fac mizeria asta. Și acum... O sară în aia, da, au să sară toată acolo așa. Acum a ieșit din pușcărie și vrea să intri iar în mizeria asta. Și numai nu înțeleg pe domnul Deliu, parcă și om de treabă, înțeleg, acolo ai. Dar cum, domnule Deliu, tu mai duci vorbă cu cel care în mizerie a fost și în mizerie vrea să fie? Nu spune un cuvânt ca să nu ajungă în mizerie, așa? Eu multe aș vrea să vă spun, înțelegi, băi, mă ating că măcar încă un moment să ating domnul Stoianoglu într-o... înaintea jurnaliștilor cumva, o conferință acolo, a mai spus o leacă că, puțin a spus, că el se luptă, el vrea dreptate, dar judecătorii nu fac treaba. Justiția nu-și face treaba. Dar păi, dacă deja procurorul general spune asta, noi spunem de multe ori, noi spunem de toți ani ăștia că judecătorii nu-și fac treaba. Acum, cum am putea să ieșim de aici? Da, am vrut să spun că domnul Dodon, mă iertați-mă, domnul Dodon își asumă lui toate și s-a făcut bine în țara asta, de atâta că el a fost inițiatorul, inițiativa lui. Numai el nu spune de inițiativa cu vinderea pământului de la Arena, o ascuns-o, a fost inițiativa lui să vândă, dar acum nu se laud cu dânsa. Inițiativa de a lua bani din rezerva statului, 1 miliard, tot inițiativa lui. Acum, în documentele astea lui, care el le împarte acolo, nu se figurează inițiativele astea. Acum aș spune, vin domnul Dodon cu inițiativa ca să revenim la chestiunea statului capturat și Parlamentul să hotărască într-un acolo ca cum să ieșim din țara asta capturată. Ia că hotărăște aceste întrebări. Vine cu această inițiativă, domnule Dodon, dar nu că cu inițiativa să tai pamgă ca acolo că ați construit un viceu, înțelegi, de la și multe altele. Asta, da. Nu știu dacă mai poate mai spune, eu spune fenomenul șor. Să nu obosim publicul, mai vorbim și altă dată. Dar Șor e plecat, de ce mai vorbim despre el? Nu, bine, dar ne oprim aici. Are o candidată, da, de paie, nu un, cred. Un moment numai aș spune, că Eminescu a spus că ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Așa a spus Eminescu și eu spun la toți oamenii care au așa, să întrebe ce e bine și ce e rău. Și noi dacă vrem să vedem și ce e bine, mă adresez iar la televiziunile astea care se numesc democrate, să arate, să lucrez o leac, să arate portretul lui Bolea Vasile și Bolea Vladimir, care și ce-au vorbit câțiva ani în urmă și unul și altul. Și noi am înțeles, oamenii din jur am înțeles ce e rău și ce e bine. Mulțumesc pentru atât. Mulțumesc.